formăm elevi care să se adapteze în orice situație, să știe cum să învețe, că vor fi puși în tot felul de situații în viața asta, de a schimba jobul, de a se perfecționa continuu, pentru că tehnologia se schimbă și încercăm să fie cât mai bun. Acesta a fost momentul în care am înțeles că la școala gimnazială din Corbi Mari se poate. Se poate ca totul să funcționeze în beneficiul elevului. Știți că noi suntem de anul acesta, în proiectul Digitalia, un tip pentru care pe masă avem aceste obiecte. Aceste obiecte care pe voi v-au fascinat, v-au apropiat cumva de școală și ați ajuns să priviți matematica și informatica un pic diferit. Tocmai am participat la un cerc demonstrativ și școala gimnazială din Corbi Mari a devenit un model de bune practici. Cum se întâmplă asta, doamna director? Toate se întâmplă datorită directorului adjunct Aura Bordeș, care are multă putere de muncă, aplică foarte multe proiecte, dornică de muncă și devotament. Am asistat la o oră demonstrativă de matematică presărată cu o demonstrație de predare cu ajutorul tabletelor. Da, a fost ceva integrat. Doamnele profesoare asta au încercat să facă datorită implementării în cadrul școlii proiectului Digitaliada. Domnule primar, am asistat la o oră de matematică demonstrativă venită parcă din viitor. Ce reprezintă pentru dumneavoastră tehnologia digitală? Pentru mine, primul rând, reprezintă un pas spre viitor, cum a spus și dumneavoastră. Și eu am în localitate copii destul de frumoși și deștepți. Și mă bucur. Și mulți. Suntem o localitate mare, cum v-am spus. Este clar că dacă nu investim în educație, de fapt nu investim în viitor. Vreau să formăm niște elevi care vor putea să se integreze în societate și peste 10 ani și peste 20 de ani, oricât de bun ar fi un elev la matematică, el nu o să facă performant în domeniul în care va activa dacă nu utilizează tehnologia. Și aplicațiile acestea sunt în continuă dezvoltare și trebuie să fie antrenat, trebuie să-și dezvolte atenția, perspicacitatea. Spuneți-ne câteva cuvinte despre activitatea de astăzi. Ce ați făcut practic? Am făcut o lecție de consolidare a cunoștințelor despre divizibilitatea numerelor naturale. Copiii să-și fixeze noțiunea de divizor, de multiplu și de număr prim. Divizorul 15. Atât? Toți divizorii? Toți! 1, 3, 5, 5. Corect! Suntem la începutul capitolului și cumva am căutat să găsim inclusiv o aplicație în Digitaliada care să ne ajute să demonstrăm dumneavoastră, colegilor care au fost veniți, prietenia dintre matematică și tabletă. Deci există, asta este. Există. Ea judecat. Da, absolut. Ne simțim chiar mândri, să știți, sincer. Adică din 20 de școli din România să te afli printre ele, nu-i de colea. Un videoproiector pe care îl postăm pe un ecran. Mai avem și calculatoare din vechiul laborator al școlii. Peste tot e tehnologie, da? Nu se mai poate cu niște tehnici cu care am învățat noi să lucrăm cu acești copii. Pentru că ei nu răspundeau pozitiv. Clar nu răspundeau pozitiv. Dacă ei au crescut cu tableta în brațe și cu telefonul, este imposibil să le spui tu că, uite, eu îți interzic total telefonul mobil. Nu sunt de acord cu asta. Și e clar că tehnologia este un instrument indispensabil pentru mileniul 3.